Primele reguli în Dobrogea au fost stabilite de armată. Militarii au pornit la drum pe 14 noiembrie la ordinul regelui Carol I. Astăzi voi puneți piciorul pe acest pământ care redevine țara română. Voi nu intrați în Dobrogea ca cuceritori, ci intrați ca amici, ca frați ai unor locuitori care de acum sunt concetățenii voștri. Ostași, în noua Românie voi veți găsi o populațiune în cea mai mare parte română, dar veți găsi și locuitori de alt neam, de altă religiune. Toți aceștia, devenind membri ai statului român, au drept deopotrivă la protecțiunea, la iubirea voastră. Între aceștia veți afla și populațiuni musulmane, a cărora religiune, familie, moravuri se deosebesc de ale noastre. Eu, cu din adins, vă recomand de a le respecta. Proclamația către dobrogeni, proclamația către armată, actele care au, importante, care practic au fost definitorii și în linii mari, armata română le păstrează și astăzi, le duce la îndeplinire. Când vorbim de apărarea granițelor, vorbim de respectarea proprietății private, a vieții oamenilor, în cea care se asigure buna conviețuire, indiferent de religie, indiferent de etnie, și mai mult decât atât, s-a avut în vedere gradul de toleranță care trebuie instituit între toate comunitățile. Și vedem rezultatele astăzi prin faptul că Dobrogea este un exemplu viu, grăitor pentru întreaga Europa. Pentru că trebuie să ne gândim, Dobrogea a devenit o mică Românie. Armata a ajuns în Dobrogea pe 18 noiembrie. Din momentul acela a început reorganizarea. Pe de o parte, militarii nu aveau unde să fie cazați, așa că, în prima fază, au fost cantonați în aceste case unde existau condiții pentru a putea să fie primiți mai mulți militari. După aceea, aveau să fie ridicate diferite construcții militare, după ce au fost alocate fonduri de la bugetul statului, și, ca un răspuns de sprijinire a populației, s-a asigurat partea medicală, prin medici militari, s-au asigurat participarea militarilor în condițiile de organizare civică a localităților. Dobrogenii aveau să afle că cele mai sfinte și mai scumpe bunuri ale omenirii, viața, onoarea și proprietatea, sunt puse sub scutul noii Constituții, iar religiunea, familia, inclusiv pragul casei, le vor fi apărate de lege și nimeni nu va putea lovi fără a-și primi legitima pedeapsă.